Cursurile școlare vor fi reluate normal și nu sunt luate în calcul suspendarea sau desfășurarea online, a anunțat Ministerul Educației după o ședință convocată la Ministerul Sănătății. Ministrul Educației, Ligia Deca, spune că școlile se vor redeschide în condiții normale și nu se are în vedere suspendarea cursurilor, trecerea în regim online sau în sistem hibrid. Școlile sau procesul educațional va reîncepe începând cu 9 ianuarie, lunea viitoare, așa cum este prevăzut în structura anului școlar. Nu încurajăm în niciun fel neparticiparea la cursuri. Considerăm că după 2 ani pandemici este foarte important să păstrăm ritmul și să avem un procent mare de participare la cursuri. Considerăm că accentul, așa cum am discutat împreună cu domnul ministru al Sănătății, trebuie să fie pe prevenție. Există o serie de măsuri recomandate. În primul rând, realizarea triajului zilnic, atât de către familii, acasă, pe baza identificării eventualelor simptome și, evident, urmate de izolarea copiilor acasă, și realizarea triajului zilnic atunci când elevii intră la școală sau la grădiniță. Este normal ca atunci când sunt simptome evidente să fie informați părinții sau aparținătorii legali. Conform Ministerului Educației, în funcție de evoluția situației epidemiologice, va fi luată în calcul încheierea unui protocol comun între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.